Situație dramatică la Târgu Logrești, unde alunecarea de teren s-a accentuat. O familie care locuiește chiar în apropierea dezastrului a început să-și strângă deja lucrurile din gospodărie. Pământul s-a lăsat cu mai bine de 2 metri. Localnicii se tem că li se va dărâma și casa, aflată la niciun metru de craterul lung de câteva zeci de metri. Dacă plouă, nu facem nimic. Ne ducem în vale. Dacă așa avem conducere bună și ne rezolvă cu totul. Da, ăia stau pe scaune, acolo la ei nu pică. După mai bine de 2 săptămâni de când o conductă de gazolină a explodat din cauza alunecărilor de teren, situația se agravează cu fiecare zi care trece. Stai cu teamă, fiecare zi, fiecare noapte. Vedeți, și dumneavoastră la un metru de casă. Da. Nu e teamă, dar asta e unde să ne ducem. E munca de o viață a lui taică-meu, unde să plecăm acum? Autoritățile locale spun că singura soluție ar fi să devieze cursul râului Amaradia, însă așteaptă ca reprezentanții sistemului de gospodărire a apelor Gorj să iau o decizie și să financeze lucrarea. Le-am demonstrat practic, pentru că i-am dus pe partea cealaltă a Amaradiei, unde au avut posibilitatea să vadă concret cum valurile bat în mal și chiar în prezența dumnealor au avut loc câteva căderi de falii de teren. Pământul continuă să o ia la vale, iar prefectul nu a trecut prin zonă să vadă dimensiunile dezastrului și să intervină pentru urgentarea lucrărilor. Oamenii se tem că acest crater, care are deja o lungime de peste 20 de metri și adânc de mai bine de 2 metri, le va înghiți curând și casa. În aceste condiții au început să strângă lucrurile din gospodărie, însă încă mai așteaptă să mute lucrurile din casă, pentru că, spun ei, aici au agonisarea de o viață. Oamenii stau cu bagajele făcute și se vor muta într-un apartament pus la dispoziție de primărie dacă alunecarea de teren va avansa spre casă.